Bună, Diana, eu vă spun că astăzi o să savurăm ceva foarte delicios. Salut, Atila este în bucătărie. Salut. Și astăzi o să savurăm ceva foarte delicios. Ce savurăm astăzi delicios? Astăzi o să pregătesc un perla dorada. A, deci pește. Da. Pește. Haide, Diana, vino să vezi ce savurăm delicios astăzi. Ia, Diana, Atila, vă fac cunoștință. Bună, Atila. Bună, Atila. Deci mâncăm pește azi, da? Da. Da, pentru mine este super delicios pește. Ce am zis de rând de 5 minute? Să ne zică cum se face. Perfect. E un preparat foarte simplu. Da? Se pare că e un pic complicat, dar nu e deloc. E un pic ascuns garnitura, e chiar în exterior. În interior. Interior, da? Zim, te rog, pe rând, că tot timpul întreb aceea. Germen, nu? De ridiche. Sunt de decor sau și de gust? De decor. De decor, da? Și flor în capăt avem ce? Spanac? Germen de mazăre. Uite, Diana, mai pui și tu niște verdețuri lângă burgerul ăla acolo. Am făcut ieri. Păi ai făcut ieri, trebuie să pui mini și burger. Verdeață. Am pus, sau niște spanac am pus. Cam în cât timp poate să facă cel care se uită la noi și se face poftă? Cam cât timp poate să facă preparatul ăsta? Jumătate de oră, 40 de minute. Jumătate de oră, 40 de minute. Sănătos? Îngrașă? Nu. Deloc? Deloc. Bun. Morcovul e bun pentru ochi, Diana? Da. Tu ce faci acolo? Cotrăbăiam. Cotrăbăiai, da? Ți-e fămică? Nu. Nu. Hai să lăsăm atunci pe Atila să treacă la treabă, Ne mai întoarcem pe aici să vedem în ce stadiu e mâncărica și într-o fix o oră de acum încolo trebuie să o mâncăm. Ok. E bine? Timpul? E bine. E bine. Bă. Până atunci, Diana vă zice ce urmează. Ce? Eu...